Potrivit site-ului hunedoarasport.ro, deși a condus mare majoritatea sezonului regulat, Auto Bergamo Deva se vede în postura de depinde de jocul rezultatelor și pentru a se clasa pe locul 2. Trupa antrenată de Florin Ignat va juca mâine de la ora 16 în deplasare contra Clujanei Cluj, o victorie fiindu-i la îndemână. Chiar cu un succes în sala sporturilor Horia Demian, albă-vișinii nu sunt siguri nici de ocuparea locului 2 în sezonul regulat. Pentru a se clasa pe această poziție de veni, trebuie să aștepte deznodământul partidei City Târgu Mureș Informatica Timișoara, restanță din etapa a 16-a ce se va juca marți. Orice rezultat în afara victoriei timișorenilor ar lăsa-o pe Auto Bergamo pe locul 3, o poziție ce ar da un program mai greu în play-off. În cazul calificării în semifinale, Auto Bergamo va întâlni în mare măsură pe City Târgu Mureș, urmând să joace doar un meci pe teren propriu, la fel ca și în posibilitatea unei accederi în finala competiției.